Fece Argeș-a perfectat al șaselea transfer din această perioadă precompetițională. Piteștenii au anunțat pe site-ul oficial că au ajuns la o înțelegere cu mijlocașul Derlis David Mezacoli. Fotbalistul paraguayan, în vârstă de 32 de ani, a semnat cu al Violeții un contract valabil până la sfârșitul acestui sezon competițional. În precedenta ediție de campionat, jucătorul, care deține și cetățenia italiană, a evoluat la petrolul Ploiești, adversarul echipei argeșene din play ul pentru promovarea în Liga 1. În tricoul lupilor galbeni, fotbalistul născut la Asunción a avut 26 de apariții, reușind să înscrie un gol. De-a lungul carierei, mijlocașul a jucat pentru mai multe echipe din Grecia, Italia, Azerbaijan și Paraguay. Derlis David Mezacoli este al șaselea transfer perfectat de alb violeți în această perioadă precompetițională. Cu fece Argeș mai semnând în această vară, mijlocașul Georgian Honciu și atacantul Mediop, ambii de la Dunărea Călăraș, fundașul Gabi Matei, Academica Clinceni, mijlocașul Gabriel Deac de la Petrolul Ploiești și portarul Alexandru Grab de la Sepsi Oseca Sfântul Gheorghe.